Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Sandu Scobioala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Spitalele municipale pentru copii sunt arhipline. În ultimele 7 zile au fost internați 400 de micuți cu viroze, pneumonii, gripă și bronșită. Boris Gâlcă, șeful Direcției Sănătate din Chișinău, a anunțat în cadrul ședinței serviciilor primăriei Chișinău că au fost raportate și 12 cazuri de tuberculoză. Spitalele municipale, și mă refer aici la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 și secțiile adiționale inaugurate la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko, sunt în continuare arhipline. Deci am cooperat cu colegii de la Institutul Mamei și Copilului, unii la fel au fost mobilizate, au fost deschise suplimentar paturi, secții pentru aceste viroze. Facem față, dar facem față cu mare presiune. Referindu-se la COVID-19, Boris Gâlcă a menționat că maladia rămâne în atenția autorităților. Săptămâna trecută, în municipiul Chișinău, au fost înregistrate 71 de infectări. Parlamentul a votat în prima lectură unele modificări la legea bugetului de stat pentru anul curent, ca urmare a majorării capitalului social al Energocom realizat în lunile septembrie-noiembrie, în baza deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Urmarea modificărilor, veniturile bugetului de stat pentru anul curent se stabilesc la nivel de 59,3 miliarde de lei, cheltuielile de 73,9 miliarde de lei, iar deficitul în mărime de 14,6 miliarde de lei. Majorarea capitalului social al Energocom a avut drept scop sporirea capacităților de cumpărare a gazelor naturale și energiei electrice, formarea stocurilor de gaze naturale, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea furnizării gazelor naturale către Moldova Gaz. Vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a ținut să sublinieze în context că stocurile de gaze naturale care aparțin Republicii Moldova și care sunt depozitate în Ucraina sunt în afara oricărui pericol, se află la sute de metri adâncime și sunt în apropierea țării noastre. După ce prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că salariile bugetarilor se vor majora cu 1.300 de lei anul viitor, iar salariul minim va fi de 4.000 de lei și totodată pensia va fi indexată cu 14%, unii oameni spun că oricum e prea puțin și nu le va ajunge să ducă un trai decent. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului ce cred despre aceste majorări. Unii pensionari ni s-au plâns că pensia pe care o primesc este prea mică și, din păcate, nici această majorare nu le vine în ajutor acum când totul este scump. 14% și ăsta-s bani din suma care noi o avem. Nu ai, ai 2.000, lasă să le spunem. Dar și faci cu 2.000 leacuri, mâncare, dar comunalele. De 18% nici nu știu ce să faci. 14% tot e bine. Adică dacă guvernul nu are putință să majoreze cu rata inflației, asta e situația financiară în țară. Prin 5.000 ne mai descurcăm, dar cu 1.500 trebuie să trecem la suhari cu pâine să mâncăm. Asta e bătaie de joc. Ia că acum am plătit comunale din pensii și gata. Acum aștept salariul, 2.000 am pensii și gata. Și lucrați ca să faceți față? Da. E bine, bă, dar prost, și de atâta. Majorat? Mai mult, dar de unde? Trebuie să ai surse de venit. Statul produce prea puțin, aparatul de stat e birocratic și prea încărcat. Asta e. Bine, foarte bine ceva ne dă. Înainte era 4% și oamenii plăcea, acum 14%. Cât despre salariul minim care va fi majorat până la 4.000 de lei, bugetarii ne-au spus că este prea puțin pentru ei. Orice majorare este binevenită. Cât de mică nu ar fi, este binevenită. Sperăm să nu fie ultima. Cam cât ar trebui să fie salariul minim ca să supraviețuiască un om acum? Pentru a supraviețui un om, nu o familie, salariul mediu ar trebui să fie de 9.000 de lei pentru o singură persoană. Это, конечно, хорошо, но было бы лучше, если бы было чуть больше. Потому что сейчас коммунальные стоят намного больше, даже выше, чем зарплата самих людей. Поэтому... И сколько должно быть, чтобы выжить? Ну, хотя бы 5-6. Минимальная зарплата? Минимальная, да. Лучше 6. Să existe o corelație între inflație și între creștere de salariu, da? Ca să se simtă aceasta. E o creștere care este binevenită, dar desigur eu presupun că ar trebui să fie încă și mai bine.
Inflația se mărește cu 50, cu 100% toate prețuri și sunt de salarii cu 40%. Asta e zero. Nu însărăcesc încă mai tare. E mic salariul. Cu cât ar trebui să-l mai majorez? Cu cât? Cu cât mai mult, cu cât mai gine. Ieșim la aceeași poziții, cum a fost în trecut. Pentru că s-au majorat... S-au majorat salariile, dar s-au majorat și prețurile. Și tot acolo ieșim la zero. Deja bine bolși, vă răzii, naverna. Чтобы покрыть затраты людей. Несоответствие цен и заработной платы. Цены слишком высокие, высокая стоимость коммунальных услуг. Кредка, треба се спать, май мульт, София. Треба и мажору май мульт? Да. Aflat într-o vizită recentă în SUA, președintea Maia Sandu a oferit un interviu pentru postul TV CNN. Șefa statului a vorbit despre situația Republicii Moldova și despre conducerea de la Chișinău care luptă pentru a menține țara pe drumul lumii libere, fără implicarea oamenilor plătiți de Federația Rusă. Întrebată cum reușește să țină Moldova pe un loc bun în clasamentul democratic, Maia Sandu a declarat: I have been together with my team been encouraged over the years to fight for democracy, to fight against corruption, and now of course when we have the political opportunity to do what's right for my country, we do get a lot of support and we are very grateful for that. Recent, Maia Sandu a primit premiul pentru democrație oferit de către Institutul Național pentru Democrație din Statele Unite. Premiul a fost acordat datorită eforturilor în promovarea și protejarea democrației în țară și în regiune. We believe in democracy. We have been fighting for democracy together with the Moldovan people for many years. Of course, Moldova is still a fragile democracy, but our objective was to strengthen the institutions, the democratic institutions, the democratic processes, and we're trying to do this as we promised to the people. Ucraina își apără propria libertate, dar apără și libertatea Republicii Moldova, susține șefa statului. Even though there is not a military threat to Moldova these days, thanks to Ukraine, we are facing the hybrid war and there are attempts by Russia to destabilize the situation in Moldova. And the fact that we have the Transnistrian region problem and we have the illegal Russian troops stationing there for decades, of course this increases the security risks for my country. Propaganda rusă ia amploare în Republica Moldova, fenomen care s-a intensificat odată cu evoluția situației militare din Ucraina. We have seen that corrupt groups in Moldova together with pro-Russian political forces and supported by Russia have been organizing protests in Moldova to destabilize the situation. We are a free country and it's our decision how we want to develop our country and what model of development we want to apply. And we have been talking for years that the EU integration is our aspiration and we are very happy that Moldova has received the EU candidate status. It's our decision and of course the decision of the EU member states and it's not Russia's business. We are still committed to our major objectives and our major objective is to keep Moldova part of the free world, to make Moldova a true democratic country. Jurnalista Valentina Ursu continuă discuțiile la firul ierbii. De această dată a ajuns în comuna Gangura, raionul Ialoveni, și a vorbit cu locuitorii despre cum a fost pentru ei anul 2022, despre proiectele realizate, dar și despre viitor. Agresiunea lui Putin aduce necaz și instabilitate. Cea mai rapidă cale prin care războiul ucrainean se încheie este ca poporul din Rusia să-l dea jos pe țarul lor. La noi mai sunt politicieni care nu ne vor bine, ca Dodon, Șor, calea Moldovei este calea europeană, iar România ne ajută enorm, susține Ion Șchiopo, consilier în comuna Gangura-Ialoveni. Dodon niciodată n-a să recunoască că, iată, din 2007 a fost la putere, ministru al economiei, până mai Ansers, și absolut nimic n-a făcut pentru Republica noastră, pentru țară, pentru oamenii. Acum dă interviuri că îmblă prin sate și oamenii plâng de bucurie când îl întâlnesc. Cred că e o minciună lucrul ăsta. Conducătorii, de pildă, atâță lumea ca, repet, cum al fi de-al de Dodon, Tkaciuc, mai sunt de ăștia prin gândășii care nu vor să fie liniște, nu vor să fie pace aici, pentru că dacă tulbură apa, e clar că vor să revină iar la putere și se prindă cu ambele mâini de scaun.
Fiind întrebat ce perspectivă are satul moldovenesc, Ion Șchiop a spus: de perspectivă o să vorbim după ce s-a terminat agresiunea Rusiei în Ucraina. Acum nu e nimic stabil în zona noastră, nu e nimic stabil în Europa. Chiar și în aceste vremuri dificile, în Gangura se acordă atenție domeniului cultural. Elena Plămădeală, bibliotecară în comună, se laudă cu câteva proiecte. Anul 2022 pentru comuna Gangura a fost un an productiv. În această perioadă am obținut multe proiecte cu ajutorul domnului primar și administrației publice locale și am dezvoltat foarte mult cultura. Am primit din partea administrației publice locale buget considerabil pentru dezvoltarea culturii. Am înființat un colectiv nou, un ansamblu folcloric care este de doamne, care până acum în comuna Gangura nu a fost posibil, dar de acum înainte, și dorim să evoluăm la toate festivitățile care vor avea loc la noi și în raionul Ialoveni. Fiind întrebată cum ar trebui să fie relațiile Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul, Elena Plămădeală a răspuns diplomatic. Eu știu în care direcție ar trebui să meargă Republica Moldova, dar nu vreau să merg cu răutate, pentru că în țara noastră sunt și în direcția Estului și în direcția Vestului. Și care ar fi calea corectă totuși? Totuși trebuie să ne axăm pe Uniunea Europeană. De ce? Vreau să vă spun că studenții la universitate cunosc căile acestea și cunosc ce înseamnă Uniunea Europeană. Nu vreau să dau multe explicații, dar vreau să vă spun că țările care sunt acum în Uniunea Europeană sunt foarte dezvoltate și au o conlucrare, dacă să spun așa, foarte bună. Și îmi doresc ca viitorul nostru să meargă pe aceeași cale. Primarul comunei Marcel Bobeic a fost surprins de jurnalista Valentina Ursu în preajma primăriei în zi de duminică. Idilul a menționat că oamenii vor pace, stabilitate și prosperitate și că trebuie de acționat în folosul comunității. Fiind întrebat cum ar caracteriza anul 2022, Marcel Bobeic a menționat: după mine este un an a speranței. Și o să vă spun despre ce este un an a speranței. Este un an a speranței fiindcă pentru prima dată după o perioadă s-au stabilit careva relații externe, da? Niște relații care eu sunt ferm convins o să aducă ceva bun pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Este un an în care s-a început să se atragă atenția la niște probleme stringente, da? Adică una din probleme este inclusiv dezvoltarea administrației publice locale. Este un an prin care s-au pornit niște proiecte, inclusiv, să spunem așa, satul european, proiecte, AIPA a început prin proiectul dezvoltare rurală adică să funcționeze. Avem tot mai mult așa un trend, să spunem, proiecte ce țin de galuri. Chiar am reușit la toate trei care v-am enumerat să reușim să obținem finanțare la proiectele acestea, toate trei, și este un lucru foarte binevenit. În Republica Moldova sunt 1989 de persoane care nu au cetățenia niciunui stat. Culmea e că jumătatea dintre aceste persoane sunt moldoveni. Este declarația lui Oleg Palii, director executiv al Centrului de Drept al Avocaților, partenerul juridic al Agenției Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați pe teritoriul Republicii Moldova încă din 1998. Invitat la emisiunea Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, Oleg Palii a explicat că acești oameni astăzi sunt cetățenii nimănui. Cum să fii cetățean care nu ai stat, nu ai țară? Sau nu, nu ești cetățean în niciunui stat. Niciun stat nu te recunoaște cine ca cetățean. Cine sunt aceste persoane? Să vă spun, în Republica Moldova statistica, eu o cunosc cifra de la mijloc de an, erau 1989 de persoane apatride cu statutul de apatrid recunoscut. Adică era cert faptul că ei sunt apatrizi, nu era, dar poate e cetățean al Republicii Moldova sau poate nu, acolo cert sunt apatrizi. 1989, la 30 iunie. Culmea, jumătate din aceste persoane sunt etnici moldoveni. Adică cam 1000 de cetățeni sunt moldoveni. Persoane etnici moldoveni. Deci toată lumea, atunci când pun întrebarea cum credeți, cine sunt etnic, cine sunt majoritatea, toți zic romii. Un singur rom apatrid. Mai mult de jumătate moldoveni. Părinții nu au avut grijă să le perfecteze actele. Ei au fost neglijenți. Sau, dar cum beneficiază? Nu, asta s-a întâmplat, știți cum mai mult s-a întâmplat la destrămarea Uniunii Sovietice.
cineva... Așa, astea sunt persoane în vârstă. Da, strecuți de o vârstă anumită, pentru că cineva... Și au rămas cu pașaportul URSS? A rămas cu pașaportul URSS. Era plecat din Republica Moldova atunci când noi aici depuneam cerere că vă rog să mă primiți în cetățenie Republicii Moldova și primeam buletinul. Deci s-a omis această situație și când au revenit înapoi, era deja, trebuia să depună un efort mai mare ca să dobândească cetățenie Republicii Moldova. Au rămas așa cu pașaportul cela sovietic și astăzi nu sunt nici cetățenii Republicii Moldova, nici a Federației Ruse, nici a Ucrainei, nici a nimănui. Interviul integral îl găsiți pe vocea basarabiei.md, inclusiv în format video. Se apropie sărbătorile de iarnă și nu doar orașele au luat haine de sărbătoare. Mii de persoane costumate în ajutoarele lui Moș Crăciun au luat parte în acest weekend la cursele sportive organizate în scopuri caritabile. Sute de oameni costumați în Moș Crăciun au luat cu asalt o pârtie de schi. Cursa, ajunsă la cea de-a 23-a ediție, a avut un scop caritabil. Banii obținuți vor fi folosiți pentru susținerea programelor în domeniul educației. După o pauză de 3 ani, aproximativ 16.000 de fani ai unui club german de fotbal s-au adunat la Arena Veltins pentru a cânta împreună colinde germane de Crăciun. Organizatorii au transformat stadionul într-o sală de concerte într-un cadru de iarnă. Ajuns la a 5-a ediție, colindatul în arena a devenit o tradiție. Schon seit vielen Jahren. Das nehmen wir immer mit und wir kommen praktisch mit für der ganzen Familie. Alle zusammen. Finde ich gut. Sie haben sich Mühe gemacht. Man kann alles verstehen. Die Atmosphäre ist schön. Sie haben sich Mühe gemacht mit dem Dekorieren. În Mexic, sute de alergători îmbrăcați în Moș Crăciun au participat la o cursă sportivă. Au îmbinat sportul cu distracția. Majoritatea a optat pentru a alerga alături de prietenii necuvântători. Es totalmente recreativa, se aceptan niños, perros. El chiste es que tengan un momento familiar, navideño y que la pasen muy bien. Pues a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y creo que ahora que aceptan a los animales para mí es muy importante porque también pues, son parte de la familia, ¿no? Y más en esta época navideña. În timp ce ninsoare a adus pentru unii bucurie, în Marea Britanie a fost alertă de vreme rea. Șoferii își abandonează mașinile, iar poliția recomandă motocicliștilor să-și lase vehiculele acasă din cauza numărului mare de accidente cauzate de ninsorele abundente. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la ora 18.30, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, urmează datele meteo. Potrivit prognozei meteorologilor, astăzi, 12 decembrie, se așteaptă lapovițe la nordul țării și ploi slabe în centru și la sud. Se menține ceața și poleiul. Vântul suflă din sud-est. Plus 1, plus 4 grade se înregistrează în partea de nord a țării. În centru sunt plus 2, plus 5, iar maximele ating la sud 6 grade Celsius. Temperatura medie în capitală ajunge la plus 4. Trecem în regiune. La București, termometrele indică 8 grade, la Iași 2, iar la Kiev 0 grade. La Roma sunt 14, iar la Atena 18 grade. La Paris se înregistrează 1 grad și cer senin, la Londra, Bruxelles și Berlin sunt 2 grade, iar la Madrid 14 grade și plouă pe parcursul zilei. Doamnelor, domnilor, așa arată vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.